Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, sunt disponibile 146 de locuri de muncă. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru muncitor necalificat la ansamblarea și montarea pieselor ingineri, lăcătuș mecanic utilaj, dulgher, fierar, bucătar, ajutor bucătar, sudor, ospătar, confecționer îmbrăcăminte, strungar, operator CNC, asfaltator, vânzător, lucrător comercial, cameristă. Din cele 146 de locuri de muncă vacante declarate de angajatori la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, 11 sunt pentru persoane cu studii superioare: inginer mecanic, inginer constructor, inginer geodez 130 sunt pentru persoanele cu studii medii, lăcătuși mecanic, utilaj bucătar, ospătar, dulgher, fierar, asfaltător, sudor, strungar, cameristă, muncitor necalificat, iar pentru 5 posturi se cer minim 8 clase. Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anefm.ro în secțiunea locuri de muncă vacante. Angajatorii din spațiul economic european oferă prin intermediul rețelei EURES România 398 de locuri de muncă vacante, după cum urmează: Belgia 155 de locuri de muncă pentru muncitor necalificat în agricultură, Finlanda 84 de locuri de muncă pentru lucrător în metal, sudor, muncitor necalificat. Uligător, căpșun, personal, curățenie, Polonia, 39 de locuri de muncă pentru montator de instalații electrice, electronist, operator, mașină, muncitor, depozit, operator, stibuitor, asistent, producție, operator, mașină CNC, lăcuitor, vopsitor, strungar, frezor, sudor mic, mag sau gaz, lăcătuș, operator CNC, măcelar, abator, vită, Germania. 33 de locuri de muncă pentru lucrător în bucătărie, bucătar, ospătar, operator utilaje de construcții pentru infrastructura de transport din Germania, muncitor necalificat în construcții pentru infrastructura de transport din Germania, educatoare, educator, Norvegia, 30 de locuri de muncă pentru ospătar, bucătar, tinichigiu auto, vopsitor auto, mecanic auto, șef, tâmplar, montator, calificat bucătărie și amenajări interioare, frizer, operator utilajă recoltat, operator CNC pentru mașini mari, Mazac Integrex, mecanic biciclete, Irlanda, 20 de locuri de muncă pentru îngrijitor persoane, Franța 15 locuri de muncă pentru tehnician controlul calității, tehnician de producție în industria farmaceutică. Olanda 15 locuri de muncă pentru constructori corturi, îngrijitor animale, culegător sparanghel, muncitor. Slovenia 3 locuri de muncă pentru muncitor întreținere curățenie cabine VC. Malta 2 locuri de muncă pentru dezvoltator interfețe IT, proiectant inginer construcții. Danemarca 2 locuri de muncă pentru fierar betonist. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în spațiul economic european pot consulta ofertele accesând eurs Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau de reședință ale căror date de contact se află pe site-ul